Noi ne-am obișnuit să ne uităm doar la prezent și să nu ne gândim ce efecte va avea acest prezent față de viitor. De exemplu, aruncăm câte un pahar de plastic atât de ușor în atât de multe locuri, începând de la farmacii, începând până la zile de naștere, în oficii. Ce fac aceste pahare? Aceste pahare rămân să trăiască cu noi sute de ani și, ne îmbolnăvesc, ca să fim pe de dreptul. Soluții există, sunt pahare comestibile și am un miros extraordinar, păcat că televiziunea nu transmite mirosul. Sunt din aluat de biscuit și sunt foarte gustoși. După ce bei cafeaua, poți să mănânci acest biscuit. Aș mânca, dar dacă aș mânca, nu aș putea să vă povestesc mai departe. Și iată, acesta ar fi alternativul sutelor de mii sau poate chiar milioane de pahare aruncate la nivel mondial în fiecare zi. Și acestea pot fi și mâncate 2 în 1. Nu, e și micul dejun. Pentru discurile demachiante, ele vin toate ambalate într-o folie de plastic. Eu cel puțin foloseam foarte multe asemenea dischete demachiante, cam pe lună vreo câteva ambalaje de plastic aruncam acum pur și simplu. De la o vreme am început să folosesc discurile demachiante refolosibile, sunt din bumbac. După ce le folosești, le pui în această punguță și le pui la mașina de spălat sau le speli cu mâna. Și ele te pot folosi, te pot ajuta să te demachiezi ani. Cumva trebuie să ne gândim să producem mai puțin deșeu. Asta este menirea noastră din acești ani. Nu trebuie să trăim în junglă. Trebuie să fim responsabili și să ne gândim ce aruncăm. Fiecare om de pe planetă folosește, dacă nu din 7 miliarde, măcar 5, sigur se spală pe dinți. La fiecare 3 luni, câte o periuță de plastic este aruncată în natură, ajungând prin oceane și nu doar. Soluția există, sunt aceste periuțe din bambus și sunt foarte comode și sunt foarte fine. Paiurile. Eu nu mai pot, atunci când ajung în restaurante și la un pahar cu apă, mie mi se aduce un pai din plastic. Eu nu am nevoie de acest pai. Omenirea a băut 10.000 de ani apă cu gura. Dar, mă rog, pentru că suntem în era asta în care ne place să ne fantosim, există și soluția eco la paiele din plastic, sunt paiele din bambus. E un copăcel pe care nu-l mănâncă, e un tip de bambus pe care urși panda nu-l mănâncă, copiilor le place tare să bea din ele și te țin undeva iarăși 2-3 ani. E durabil ce vă arăt acum. Folia din plastic. Fiecare gospodină are acasă câte o folie din acest plastic. În primul rând, se rupe foarte repede și eu foarte des uitam unde-i capătul. Am pus capătul utilizării pungelor din foliilor din plastic, pentru că am înlocuit acasă cu această folie alimentară din ceară, este ca o pânză, este îmbibată cu ceară de albin și cu rășină și este direct din pachet, de asta este așa greu de scos, este lipicioasă și este foarte aderentă. Și după ce folosești mâncarea, o pui într-un bol și o înclei simplu și foarte natural, pentru că această pânză permite mâncării, produselor alimentare să respire. Trebuia să spun ceva ca să vedeți că nu curge. Și plus, este foarte comodă și pentru copii atunci când vreți să le puneți sandvișuri sau fructe și legume la școală. Le pui, le învelești fără ca să mai folosești pungile de plastic. Și pungile de plastic, trebuie să aveți o torbă, o plasă, ca să mergeți la cumpărături și să nu mai folosiți pungi de plastic atâtea pe care poate uneori le mai folosim, dar cel mai des se întâmplă să nu le folosim. Dragilor, aceste produse ecologice și sustenabile, durabile, vi le vom oferi pe pagina noastră de Facebook, vouă, cadou, pentru că noi vrem ca telespectatorii noștri să înceapă să ducă un mod de viață mai sănătos, atât pentru familia lor, cât și pentru planetă. În curând plasăm concursul!